Ce faci, domne, acolo? Alo, nu e voie. Ce cauți la ora asta? Ăsta e patrimoniu, ce dracu? Buletinul. E 5 dimineața. Nu cumva vrei mata să vandalizezi operile publice. S-a mai întâmplat. Am văzut eu la televizor. Dan Mihăilescu, București. Noi fim mata ăla cu cărțile, cu aia, cu alea, cu... Păi de ce nu spui, domne, așa, domne, că sunteți intelectual, domne? Mai stai pe aici un pic să mă repet și eu. Ai și mata grijă, că bă, că nu-ți place. Da, uite, de fapt, dacă mă gândesc bine, gardianul avea dreptate. Văd aici niște găuri, am auzit că le-au făcut niște vandali prin anii 90, exact la o zi după ce gardienii publici s-au retras, fiindcă, cât se poate de românește, nu-și primiseră lefurile. De fapt, tot este bine că scaunele sunt intacte și că încă nu văd pe ele tradiționalele noastre însemne Gigel și Marieta egal Love. Bun, bine v-am regăsit, eu sunt Dance Mihăilescu, și am plăcuta misie de a vă convinge, de a vă frăgezi, de a vă capacita să îl votați pe Constantin Brâncuș drept cel mai mare român. Ne aflăm într-un cadru mirific, ne aflăm deci la Târgu Jiu, pe malul Jiului, într-un ansamblu, cum bine știți, arhitectorii care de fapt îmbină sculptura, arhitectura cu urbanismul, pe o axă care duce de la Masa Tăcerii către Poarta Sărutului, până la biserică și, în sfârșit, evident, la coloana fără sfârșit. Dați-mi voie să fac prezentările. Domnul Constantin Brâncuș, domnia sa, telespectatorul român, Brâncuș. Să nu vă șocheze, pentru că acesta este practic un autoportret. Cocoșul sunt eu, spunea Brâncuș. De fapt, dacă ne gândim bine, fiecare sculptor este în dreptul lui să spună că toate operele lui sunt întruparea sa. Brâncuș, practic, poate fi și Masa Tăcerii, Coloana, și Rugăciunea, și Somnul, și Țestoasa, chiar și Madame Pogani. În ce măsură este arta lui Brâncuș pur românească? Oare dacă vorbim despre dimensiunea lui etnică și personalitatea lui atât de covârșitoare, de mondială și de esențializatoare, îl minimalizăm? În ce măsură este pecetea etnică un factor estetic, deci? În fond, de ce spunem noi că Brâncuș este cel mai mare român? Sau, mă rog, o extraordinară esență, o chintesență de românitate. Mai întâi pentru că această extraordinară energie autoformativă, care și-a construit propriul mit comparabil numai cu Eliade și Eminescu, acest om, deci, luând de jos lucrurile, nu a făcut politică vulgară niciodată. V-ați gândit să judecați românitatea în funcție de politicianism? Uite, astăzi noi, sub imperiu, sub presiunea zilei de astăzi, căutăm în primul rând puritatea într-un om în modul în care el se delimitează de politică. Brâncuș a fost, înainte de toate, el însuși, în al doilea rând a fost român și n-a fost niciodată carlist, antoneștian, legionar, a luat bani și comenzi de la liberali fără să fie neapărat un liberalist, a fost un autohtonist cosmopolit, deci a fost orice, numai un om care se vinde ușor, nu. Și ca să ne dăm seama ce forță extraordinară de abstractizare, de chintesențializare avea acest tip de înțelepciune, ar fi bine să ascultăm un aforism, unul dintre multele lui extraordinare aforisme, care fac practic câte o pagină de pateric sau de Biblie. Este o bună înțelepciune care merge, a mers și ieri, merge și poimâine, dar este extraordinar de actuală pentru timpul de astăzi, atât de năbădăios și de demonizat. Ascultați-l! De la Adam să crede
că Dumnezeu e în cer, omul pe pământ și dracu de desubt. Ce-ar fi dacă s-ar putea vedea că trăim cu toții împreună? În fond, noi ne dăm bine seama ce va să zică faptul ăsta că în toate marile istorii europene și americane de artă modernă, în toate marile dicționare, se spune întotdeauna că sculptura secolului 20 este într-un fel până la Brâncuș și în alt fel după el? Ne dăm noi seama într-adevăr ce va să zic acest lucru? Acum, sigur că toți tinerii noștri, rapperii și rockerii de astăzi, o să spună ce va să zic asta părintele sculpturii moderne. Noi ne-am săturat să mai auzim de Ceahlăul prozei românești, de Luceafărul poeziei românești, de Luceafărul huile, etc., etc. Pe de altă parte, dacă tot am spus de rocker și de reperi, să vă mai spun o obiecție pe care am auzit-o. Ce căută Brâncuș printre cei mai mari români, de vreme ce el a fost cetățean francez? Omul acesta și-a trădat țara. O și eu să mă întreb atunci ce caută Carol I sau Ferdinand. Dar nu este cazul să ne luxăm adversarii. Vreau să ne întrebăm, și nu o să vă răspund acum, ci mai către sfârșitul zilei de astăzi, să ne întrebăm de ce acest om, care, cum ziceam adineori, a știut să se autoconstruiască formidabil, omul acesta care a plecat din România pe jos, a traversat Europa și s-a fixat la 28 de ani la Paris, gata să cucerească Occidentul, omul acesta s-a privat de toate privilegiile pe care le are cetățenia franceză timp de o viață de om, timp de 48 de ani. De ce Brâncuș nu a cerut cetățenie franceză din 1904-1906, când era acolo, până în 1952? De ce a preferat sau a trebuit sau a simțit că trebuie să rămână român? Și câte lucruri nu s-au spus de fapt despre el? Dacă ar fi să facem un inventar evident deloc exhaustiv, ar ieși un om cât se poate de normal, dar cât se poate de disputat. Toată lumea l-a vrut tras pe spuza lui. De pildă, avangardiștii îl văd avangardist. Autohtoniștii, firește, îl văd autohtonist. Localiștii români spun că este român, că masa tăcerii este masa dacică, etc., etc. Cosmopoliții, din potrivă, spun, nu-i adevărat, localismul, românismul dispare și rămâne doar măiastra, pasărea decapitată, care zboară transnațional, transtemporal, etc. De ce fiecare l-a vrut sub standardul lui? Pentru că era ceva lipsit de personalitate și de valoare? Nu, evident. Pentru că era bun, pur și simplu bun. Dacă nu, cumva, prea bun. Ne aflăm acum în 1907, într-o perioadă în care în Rusia se cocea Revoluția Bolșevică, în care agenții marxizanți veneau să isterizeze țărănimea română până la a face răscoala pe care o știm, în același an în care bătrânul Ilie Caragiale îi cerea domnitorului să instaureze dictatura regală în România, e bine, Brâncuș pe atunci avea de luptat cu Rodin. În 1907 el face deci Sărutul, care este în mod evident o replică și una cât se poate de dură la carnalitatea ultra înflăcărată a Sărutului lui Rodin. Mai face atunci, tot în același an, Rugăciune, sunt anii în care coace Danaidă, coapsă, tot acest dialog cu Rodin, de care se desprinde după aceea. Știm bine că el spunea că toată viața a căutat esența zborului, a căutat ideile și puritatea în formă. De regulă se spune că sculptorul dă la o parte, dezghioacă piatra și lasă să apară esența, ideea. E bine, Brâncuș dă la o parte piatra, de la o parte descărnează materia, dar ideea, când o ia, este infuzată la el de senzualitate.
poarta sărutului, care este lucrarea lui din 1937, deci la 30 de ani după sărutul acesta anti-Rodin, exact asta face. Acest țăran, acest cioban din Carpați, cum i s-a zis, care, cum bine știm, spărgea ceapa pe masă și mânca mămăligă cu sfoara și care adora melcii cu sos de usturoi, dintr-o dată se întoarce cu 180 de grade și practic ne plasează în Platon, în plin simposion. Golanii, de pildă, văd în poarta sărutului o vulvă, un sex, o rană, o arsură. Filozofii, hermeneuții, încep să vadă aici modul în care simposion, acele idei, ideea, jumătatea masculină caută femininul toată viața și se împerechează. Se face practic o înșurubare de yin-yang, de pământ celest, de foc și apă. E bine, ce să facă românașii noștri în semn de omagiu față de o operă atât de admirabilă? Mai mulți conaționali de ai noștri au binevoit să fure de vreo 2-3 ori, poliția a readus-o mereu pe soclu, au binevoit să fure copia din bronz a rugăciunii lui Brâncuș, confundând-o, zic eu, cu un capac de canal bun de dus la fier vechi. Ar fi de dorit să furăm cât mai des capace de canal decât rugăciuni de Brâncuș, zic eu. Îl puteți închipui pe țăranul Brâncuș plecat din Hobița Gorjului ca un cititor de Platon, ca un om preocupat de mitul peșterei, de idei, de teoria androginului, etc.? E bine, mai târziu în viață, Brâncuș chiar avea să realizeze două lucrări, Platon și Socrate. Pentru cei care nu știu, nu e vorba de fotbalistul Socrate, ci de filozoful omonim. Mă rog. Pe aceeași axă acum urmează o traversare mică de infern. Este timpul să cădem un pic din mit, să cădem din timp, să cădem din rai, să cădem în istorie și să vedem cum arată orașul devorator. Deocamdată să ne îndreptăm, cum vă spun, și să acceptăm să fim mestecați un pic în fălcile foarte vioaie ale orașului. N-am făcut nimic pentru vâlvă, pentru zgomot. Am înăbușit cu încăpățânare orice spectacol. De fapt, dacă îmi dau seama, nu mergem numai chiar pe mijlocul străzii, dar vine și o furtună extraordinară. Apropo de furtuni, trebuie să vă spun că odată ce ajunge la Paris și îl înfruntă pe acel monstru sacru care era Auguste Rodin, lui Brâncuș viața nu i-a fost absolut deloc ușoară. Cronicarii plastici au spus că el nu face altceva decât să producă niște ouă de brontozaur sau de animale preistorice pe care le șlefuiește, le polisează până le ia gaia. În 1920, Brâncuș iese din nou pradă unui scandal. Celebra lui lucrare, Prințesa X, este refuzată de a fi expusă la Salonul Independenților de la Grand Palais de la Paris. De ce? Pentru obscenitate.
Și aici este timpul să ne punem iarăși întrebarea. Ce deosebește obscenitatea de această estetizare, de această sublimare a senzualității pe care el știa să o facă? Să fim cinstiți și să spunem ferm. Nici oamenii de aici, nici Liga Femeilor Gorjene condusă de Aritia Tătărescu, cei care au făcut tot ansamblul acesta, masă, poartă, coloană, cu banii lui Guță Tătărescu, să trăiți, domnule ministru, și ei au fost supărați. De ce? Pentru că pe timpul acela coloana era tot ce poate fi mai bizar. Oamenii locului, oameni cinstiți, voiau un monument pentru recunoștința pentru victimele gorjene în primul război de eliberarea patriei. E bine, ce voiau ei? Ca în vârful coloanei să punem, domnule, un dorobanț dar nostru, un soldat țanțoș sau un vultur care stă peste Carpați și vine și mănâncă dușmanii, nemți, ruși, orice ar fi ei. Că încolo Brâncuș, ce vulturi, ce dorobanți. El voia, cum a spus, să se sprijine cerul pe coloana mea. Pe coloana mea stă numai cerul. Și atunci le-a spus așa vorbă memorabilă. Voi nici nu știți ce vă las eu aici. Deocamdată ne aflăm în 1926, când Brâncuș devine personajul unei dintre cele mai teribile procese din toată istoria artei și a artelor plastice în special. V-ați imaginat vreodată că poate să existe un român care dă în judecată statul american și câștigă? Ei bine, asta s-a întâmplat cu Brâncuș. Ce era pasărea în spațiu? O idee a zborului, esența zborului în viziunea lui Brâncuș. E bine, totul se împotmolește la vama americană, unde toașul Vameș știa un singur lucru, ferm. Ca să poată să treacă netaxată la vamă, o operă de artă trebuie să fie pur și simplu o operă de artă. Nu trebuie să-mi aduci, dumneata, o bară de noțel inoxidabil pe care o numești pasăre în spațiu, pentru că eu, Vameș american, în 1926, să accept că aia chiar este o pasăre. Vameșul atunci, conform legii, i-a cerut taxă pentru acel obiect industrial, care, deci nefiind obiect de artă, trebuia să fie taxat cu 40%. Suma nu era mare, Brâncuș trebuia să dea cam 200 de dolari, ceea ce el nu a vrut. E bine, atunci și Duchamp și cu proprietarul păsării s-au gândit să dea statul american în judecată, incriminându-l că nu înțelege care este natura operei moderne de artă. Procesul a durat 2 ani, oamenii noștri l-au câștigat și de atunci fama a determinat toate dicționarele de istorie artei moderne să schimbe denumirea modernismului. Acum, între noi fie vorba, să comparăm noi pasărea de pe drapelul american și să ne întrebăm, bietul diplomat, bietul Vameș, bietul demnitar, bietul funcționar american avea de unde să știe că zborul poate fi întruchipat în acea bară de oțel inoxidabil infinit polisată? De unde să știe ei ce înseamnă zborul pentru români? A venit 1951 în România, când băieții noștri staliniști ce au spus? Ia să-l degradăm noi pe acest Brâncuș care ar vrea să își doneze toată creația lui statului român. Și ei bine ce află aici? În 1951, secția de știință a limbii, literaturii și artei a Academiei Repere îl contestă pe Brâncuș, prin vocea cui? A marelui estet care era G. Călinescu. Ce spune Călinescu? Cităm. Brâncuș nu poate fi socotit un creator în sculptură, fiindcă nu se poate exprima prin mijloace esențiale și caracteristice acestei arte. Deci tocmai el, care era un campion al esențializării, în ochii lui Călinescu nu era destul de esențial. În aceeași ședință, toarșul lingvist Alexandru Graur zice următoarele. Suntem împotriva acceptării în Muzeul de Artă al Repere a operei sculptorului Brâncuș, operă în jurul căruia se grupează toți antidemocrații în
artă. În urma refuzului oficialităților staliniste de la București, omul acesta, abia la 75 de ani, își cere cetățenia franceză. Nu el nu ne-a vrut, noi nu l-am vrut și mi-e teamă că nu-l vrem nici astăzi. Facultatea de Inginerie, apropo de inginerii și de falsuri, să vă spun la ce tragedie a dus o pagină din acest minunat, fastuos personaj care era Petre Pandrea, dar care este și foarte incredibil pe alocuri. El a lansat o cifră cum că Brâncuș ar fi făcut peste 720 de opere. Noi știam de 220. E bine, celelalte 500 au dat naștere unui desfrâu mitologizant, s-a apucat lumea precum chioșcul ăsta de covrici cu sare și mac, să fabrice tot felul de falsuri. Dar falsuri care acum, dacă ar fi să fie vândute sau gajate undeva prin America de Sud, toată suma ar depăși miliardul de dolari. Iată, ne ajungi și la biserică. Biserica cu hramul Sfinții Petru și Pavel, ridicată în 1927 pe locul celei din 1742. Tot prin osârdia femeilor gorjene, conduse de Aritia Tătărescu, soția lui Guță Tătărescu, care în 27 era prim-ministru. Biserica este absolut funcțională în ansamblul gândit de Brâncuș. Și vă zic asta pentru că există un personaj anume, critic de artă, cu tendințe monopoliste. De pildă, s-a înregistrat la OSIM, având pretenția ca oricine privește, filmează, etc., acest ansamblu să-i plătească domniei sale. E bine, acest om a avut monstruoasa, aberanta idee de a muta biserica, precum Ceaușescu, de a le transla fie în stânga, fie în dreapta, pentru că, vezi, Doamne, construcția ei obstaculează vederea directă dintre coloana fără sfârșit și masa tăcerii. Lucru absolut aberant, pentru că Brâncuș a gândit, repet, ansamblu în funcție de biserică. De ce? Pentru că biserica reprezintă, între multe altele, evident, deopotrivă înmormântarea și nunta. Aici avem de a face cu un loc de pomenire a morților, tot ansamblul asta este, dar și nunta are rolul ei. De pildă, știați că, așa cum la Moscova, tinerii însorăței, nu ne întrebăm de ce, se simt obligați să treacă pe la mausoleul lui Lenin, aici, la noi, toți tinerii, cred că toate cuplurile, toți mirii, înainte să ajungă la biserică, trec pe sub poarta sărutului, se îmbrățișează și chiar mirii își trec în brațe miresele dintr-o parte în cealaltă. Dar să vă spun o chestie și mai tare, cu același personaj năstrușnic. Într-o bună zi a venit ideea, nu chiar de mult, să demonteze coloana bucată cu bucată și din ultimul element, încercând să pună, să propună, să se facă o structură de rezistență din oțel inoxidabil, mă înțelegi? Domnul nostru a și extras 13 cm din ea. Să trăiți, maestre! Iată-ne la coloana fără sfârșit. Drumul nostru se încheie vremelnic acum. Inițierea noastră a fost undeva la mijloc. Pe de o parte, această stâlpare superbă, această scară a lui Iacov, pe care coboară îngerii în căușul moritorilor și pe care se urcă, se casără sufletele celor morți la cer. Ei deci vin de aici, cei duși, și se duc înspre cei care vin. Deci trec de aici înspre masa, înspre poarta sărutului și ajung apoi la masa tăcerii pentru cina cea de taină. De cealaltă parte, noi cei vii venim în sens invers. Intrăm de la masa reculegerii, ajungem la poarta sărutului și ne oprim aici în speranța că
visurile noastre, păcatele noastre se vor urca înspre cer. Avem deja și semne de la zei. Ca să fiu așa, ca să mai sparg un pic atmosfera prea sobră, pentru că nu ne place, pot să vă spun că să vă aduc aminte de bancul acela din timpul lui Ceaușescu, care se lega de această coloană care, întreagă fie spus, a fost demonetizată până la Dumnezeu, până la ridicol, cu toate cutiile de bomboane, etc., etc. Dar știți că era un banc în care se spunea că istoria românilor, mai ales istoria în epoca lui Ceaușescu, este exact precum coloana lui Brâncuș. Adică istoria, prin voința ei, ne cuprinde pe noi bărbătește de părțile moi, delicate, și bani strânge, bani lasă, bani strânge, bani lasă. Redevenind oricum sobri, pentru că, iată, ceasul o cere, țin să dialoghez un pic polemic cu acel regizor britanic, care nu de mult a spus, citez, sunteți un popor invizibil. Românii n-au produs nimic în cultură și în istorie. Sigur, nu era Fellini, nu era Tarkovski, dar era un regizor cu ceva nume la ora de față. E bine, cred că Brâncuș este cea mai frumoasă sfidare, cea mai nobilă dezmințire a acestui sunteți un neam invizibil care n-a făcut nimic. Toată această stâlpare arată exact contribuția lui enormă. Și de altfel, trebuie să vă spun că, deși nu a fost domnitor, n-a fost mareșal, n-a fost poet național, nu este un erudit, nu este un pastor, nu este un sportiv de performanță, dar a fost pur și simplu un țăran genial care a dus în lume, în toate cele 5 continente, tot ce are mai frumos sufletul românesc. De aceea, vă rog, votați-l pe cel mai mare român. Votați Brâncuș.